Galateni, capitolul 6, este un capitol special și aș vrea să îl tratăm ca tare, deoarece, de regulă, Apostolul Pavel a avut o problemă cu ochii și cele mai multe din epistolele sale nu au fost scrise de el, adică nu el personal le-a scris. Da, avem... Undeva spune, eu terțul care am scris epistola aceasta, vă salut și eu, pune și el la urmă acolo o notă de subsol. Pavel dicta și un secretar, un scrib, transcria, pentru că el probabil avea o problemă la ochi, nu vedea. Însă, în scrisorile lui spunea el singurul, deci singura dată când scria el ceva într-o epistolă era semnătura. Asta era semnul lui și atunci se vedea, era un scris diferit și doar semnătura era lui Pavel care să ateste autenticitatea. Epistola Galateni este o epistolă însă în care Pavel la un moment dat se oprește, în timp ce dictează, realizează că ceea ce urmează să spună este ceva extrem, extrem de important. De aceea spunea el în versetul 11, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris, cu ce litere mari v-am scris, cu însăși mâna mea. Adică a spus asta, nu mai pot da unui scriitor, unui scrib, nu mai pot da unui secretar, ci asta trebuie să o scriu cu mâna mea și o scriu cu litere mari. La ce se referea aici? Și de aceea e bine partea aceasta să o citim bine, să ne dăm seama că pentru Apostolul Pavel, capitolul acesta era un capitol extrem, extrem de important. În această seară, după mesajul pe care l-am avut până acum, eu aș vrea să mă opresc asupra câtorva lucruri și, într-un mod cât se poate de simplu, aș vrea să numesc mesajul Arta de a face bine. Arta de a face bine. Adică, ce înseamnă artă? Care e diferența între artă și știință? Știința e ceva exact, 1 plus 1 egal 2. Și asta orice profesor de matematică din lume, când predă formula asta, el nu poate să-și mai inventeze altceva, atât, 1 plus 1 egal 2. Arta, în schimb, nu e niciodată la fel. Nu mai e 1 plus 1 dă 2. Unul poate mai mult, unul mai puțin, un pictor pune o culoare, altul mai puțină, unul face ceva mai mare, unul ceva mai exact. Deci, arta este ceva mai personal. De asta atunci când vorbim de a face bine, nu e știință, ca să spun în ziua aceasta, bun, dărnicia, ce înseamnă dărnicia? Nu e ceva precis, nu îi spun, dai 100 de euro și gata, ți-ai împlinit dărnicia. Dacă ești milionar, 100 de euro, e o bătaie de joc. Dar dacă poate sunt ultimii bani, ai dat mai mult ca toți milionarii. Mă înțelegeți? De asta nu e vorba de ceva precis, e vorba de o artă. Adică fiecare în felul lui poate să facă binele. Arta de a face bine. Cui? Și găsesc aici cel puțin 5 categorii de oameni cărora le putem face bine. Arta de a face bine. Că rău cred că ne pricepem fiecare, nu trebuie să ne învețe nimeni. La rău poate e mult mai ușor să învățăm să facem răul, dar să învățăm să facem binele, așa cum spunea, bine spunea, omului Dumnezeu, învățați-vă să faceți binele, educă-te. E o artă asta, e ceva care trebuie învățat, ceva cu care trebuie să te obișnuiești. Și de aceea, prima categorie pentru care noi suntem chemați să facem bine. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Celor căzuți. Vorbeam dimineață despre cel căzut între tâlhari. Un om căzut, un om aproape mort. Și pe lângă el treceau oameni neprihăniți, religioși, sfinți, mergeau la altar să se închine, să învețe pe alții ce-i binele, ce-i dragostea. Dar iată că ei treceau lângă examenul dragostei lor, lângă examenul credinței lor și s-au dus înainte pe alături. Ce pot să spun și pot simplu în această zi, pentru că îți pot spune întrebarea aceasta, tu ești firesc sau duhovnicesc? Ce-i firesc sau duhovnicesc?
Evreii spuneau, noi suntem duhovnicești pentru că noi ne tragem din Avram, din Iacov, noi suntem poporul ales pentru că noi suntem tăiați împrejur, pentru că noi avem legea, pentru că noi avem templu, pentru că noi. Însă, iată, Apostolul Pavel ne arată aici, într-un fel cât se poate de subtil, cam care e diferența între un om duhovnicesc și unul firesc și simplu. Pune în față un om căzut. Vorbește despre un om care a căzut. Și vezi care e reacția lui. Cel duhovnicesc va încerca să ridice. Cel duhovnicesc va spune, îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Oare aș putea face ceva? Aș putea ajuta? Aș putea interveni? Se poate face ceva? Cel firesc spune, așa îi trebuie, că atâta m-a supărat. Ce bucurie! E simplu. E foarte simplu să vezi dacă ești duhovnicesc, dacă îți pasă de sufletul cuiva, dacă îți pasă de un om sau nu, indiferent de cine este el. Nu spune dacă a căzut nu știu cine, dacă a căzut un om, simplu, oricare ar fi el. Dacă a căzut, cum îl ridici? Cu Duhul blândeții. Cauți să ridici, nu să-l cobori. Nu ți este indiferent. Arta de a face bine celor căzuți, să-i ridici pe cei căzuți. Și vă asigur că în jurul nostru sunt foarte, foarte mulți căzuți. Trăim într-o lume decăzută moral, la servici, la școală, pe stradă, în jurul nostru, din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere emoțional, sunt oameni căzuți, abătuți. Și noi, cei duhovnicești, suntem și ar trebui să fim trimișii lui Dumnezeu care să ridice pe cel căzut. Arta de a face bine. E ușor să râzi. E ușor să fii indiferent. E ușor să arăți cu degetul. E ușor să spui așa-i trebuie, n-ar decât ce căuta singur. E ușor să-ți dai cu părerea, dar mai greu e să ridici. Mai greu e să te implici. Mai greu să le faci bine. Mai greu, dar trebuie să o facem. Arta de a face bine celor căzuți. În jurul nostru sunt căzuți. Fie că au plecat din biserică și nu mai vin, fie că nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, fie că poate au venit odată de două ori la biserică, dar nu mai vin pentru că duhovniceștii dintre noi s-au purtat cum s-au purtat cu ei. Pentru că asta se întâmplă, din păcate. Și astăzi discutam cu cineva și îmi spunea, a venit un necredincios la noi la biserică și cum l-au luat unii la așa? Noi care suntem duhovnicești, ce ar trebui să facem noi? Oricât de căzut ar fi cineva, oricine ar fi în jurul nostru căzut, dacă ești duhovnicesc, trebuie să cauți totdeauna să ridici. Cât poți, ridică cu Duhul blândeții. Arta de a face bine. E o artă. Că să ridici, să lei de acolo, să-l scuturi, să spui, ai grijă că, hai, de data asta te iert, de data asta te ajut, dar să nu mai vii, dar să nu se mai întâmple cu amenințări sau cu... Nu, cu Duhul blândeții. Asta e arta. Asta e frumusețea. Asta este bunătatea pe care o poți arăta față de cineva care a căzut. A face bine celor căzuți. Apoi, tot în acest verset, Apostolul Pavel spunea și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Propriului suflet, arta de a face bine propriului suflet. Tu știi că te poți pedepsi singur și e un verset pe care îl citesc de multe ori. Sper ca fiecare să-l poată înțelege cât se poate de clar, așa cum îl înțeleg și eu. Efraime, ce să-ți fac? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Singur te pedepsești, singur îți faci rău, singur îți dai palme, adică nu ți le face nimeni. Și eu vă asigur de un lucru. Niciun om nu suportă răul și nu are parte de rău din partea altora cât își face el singur cu mâna lui. Sau vorba românului, cum și-o face omul cu mâna lui, nu-i o face nimeni. La fel e cu răutatea și cu răul. Oamenii, tu, eu, dacă suferim răul, să știți că cel mai mult îl suferim din cauza noastră. Noi ne facem rău nouă înșine. Noi, prin
diversele noastre, prin modalitatea noastră de a reacționa, de a trăi, de a privi, de a gândi, de a vorbi, noi singuri ne facem rău. De asta apostolul Pavel spunea, ok, fă bine altora, dar ia seama la tine, ia seama la tine, fă-ți bine și ție. Asta nu înseamnă egoism. Cea mai mare poruncă din Scriptură spune așa, iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi dacă tu nu te iubești pe tine, de asta eu cred că cei mai mulți nu își iubesc aproapele, pentru că în primul rând nu se iubesc pe ei. Păi dacă tu nu vii la biserică, nu te iubești pe tine. Păi cum să-l încurajezi tu pe altul care vine? Dacă tu nu dai bani la biserică, cum să-l încurajezi pe altul să o facă? Că nici tu nu vrei, te deranjează și chiar când altul vrea să facă un bine, chiar te deranjează, pentru că tu nu-l faci, tu nu te iubești pe tine. Și când tu nu te iubești pe tine, deja ai pierdut parametrii, standardul în care să lucrezi. Tu nu mai ai nimic, nu mai ai niciun standard. Pentru că, în primul rând, pe tine nu te iubești, este imposibil să-l iubești pe altul. Pentru că nu-l poți iubi, Dumnezeu nu cere să-l iubești pe aproapele tău mai mult ca pe tine. Nu poți, pentru că Dumnezeu știe că tu nu poți niciodată asta. Nu poți iubi mai mult pe cineva ca pe tine. Dar cât te iubești pe tine, da, standardul acela poți să-l atingi. Dar care e standardul acela? Pentru că dacă standardul acela, adică să-ți faci bine ție, tu să-ți faci bine ție, știți, a venit Dumnezeu, i-a spus lui Cain, și vă pot da exemple din Biblie, noi timp seara asta, dar așa, fugitiv, că toți știm. Cain era foarte supărat, Dumnezeu n-a privit cu plăcere pe el și Dumnezeu s-a dus la Cain și a spus, totdeauna noi dăm vina pe altcineva, eu de vină Abel, de vină tata, mama, Dumnezeu, oricine altceva, vântul, vremea, ploaia, nu știu ce s-a întâmplat. Dar Dumnezeu vine și spune, stai Cain, vino să stăm puțin de vorbă. Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. Dar tu să-l stăpânești. Dar Cain și-a văzut de drumul lui. El n-a vrut să facă bine nici altora și nu și-a făcut bine nici lui, pentru că în momentul în care urăști, îți faci rău ție. În momentul în care ai răutate în inimă, îți faci rău ție. Și toate lucrurile pe care le faci, ca asta spunea Pavel, nu vă înșelați, ce semeni, aceea seceri. În momentul în care tu emani iubire, vorbești de bine, astea se răsfrângă asupra ta. Spunea Dumnezeu lui Avram, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și acum, imaginează că tu l-ai pe Avram și îl blestem pe Avram. Ce îi se întâmplă lui Avram? Ce îi se întâmplă lui Avram? Nimic. Asupra cui se întoarce blestemul? Asupra celui ce l-a blestemat pe Avram. Simplu. Cui ai făcut rău? Cui? Nu ți-ai făcut rău? Ție. Ai grijă la tine însuți. Ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Ispitit să critici, ispitit să judeci, ispitit să dobori, ispitit să faci răul. Fă binele celor căzuți, fă binele propriului suflet, ai grijă să nu fii ispitit și tu. Apoi, e un verset mai complicat, dar eu cred că exact la asta se referea Pavel aici când a spus cu litere mari ceva. Versetul 6, cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață, celor ce slujesc, fă-le bine. Cum? Nu știu, nu vreau să vă dau idei prea multe, dar fiecare știe limba română și cred că înțelege, nu-i nevoie de altă traducere aici. Dar e ține de fiecare, de arta de a face bine. Poți să faci bine și când spun bine, pe toate planurile, sau poți să faci rău celui ce te învață. Asta ține de atitudinea fiecăruia, ține de modul în care privește lucrurile și nu cred că se oprește doar strict la partea materială.
Dar Dumnezeu spune aici, nu vă înșelați, nu vă înșelați, că următorul verset asta e. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Adică Dumnezeu îți trimite un om și Domnul Iisus le-a dat exemplul acesta evreilor care spuneau, noi suntem poporul ales, noi suntem copiii Domnului, noi suntem poporul, noi suntem împărăția Lui. Și Domnul Iisus le-a dat o pildă și le-a spus, uite, împăratul le-a dat pentru o vreme în stăpânire unor robi, le-a dat împărăția să administreze și la un moment dat, și-a trimis niște robi, niște soli ai lui și le-a spus, uite, mă trimite stăpânul vostru, el v-a dat, el v-a binecuvântat, el ia lui totul, tot ce aveți, ia lui, totul aparține lui, toate le aveți de la el și uite, stăpânul ne-a trimis să... cine sunteți voi, cine e împăratul, stai că punem noi mâna și vă arătăm noi, și i-au bătut, și i-au trimis cu mâna goală. Trimite și pe fiul, și pe fiul l-au tratat la fel. Și atunci întreba retoric Domnul, ce va face împăratul când se va întoarce să-și ia din nou împărăția? Că într-o zi el o va lua. Ți-a dat-o pentru o vreme, ți-a dat lucruri vremelnice pentru un timp, dar într-o zi vine să ia ce al lui. Păcat că unii nu vor înțelege niciodată aspectul acesta, nu vor înțelege niciodată ce înseamnă să faci bine. Ce înseamnă să faci bine celor căzuți? Ce înseamnă să faci bine propriului suflet? Ce înseamnă să faci bine celor ce îți slujesc? Și în biserică sunt atâția care slujesc, că nu credeți că fac referire numai decât la mine sau la alții, dar celor ce slujesc sunt atâția. Și ai putea să faci ceva, unul slujește într-un fel, poate eu n-am. Eu văd, întâlnesc oameni sinceri și mă bucur când văd oameni cu mentalitatea aceasta, oameni care spun, frate, tu ești chemat la evangelizare, uite, mie Domnul mi-a dat o firmă și eu pot să fac altceva, tu faci pe o parte, eu fac pe alta, suntem împreună, facem ceva. Oameni care au o gândire sănătoasă. Ei, sunt alții care n-au deloc gândire asta, eu am bani, n-au decât să descurce fiecare. Apoi, arta de a face bine la toți, versetul 10, așadar cât avem prilej, pentru că prilejul ăsta nu va fi etern, cât avem prilej, cât avem ocazii, pentru că nu vor fi multe, nu va fi pentru mult timp, să facem bine la toți, la toți. Adică acel bine pe care îl poți face oricui, fără să te uiți de unde-i, ce vârstă are, să fii capabil să faci bine. Știți, pe unii surprinde treaba asta. Unii chiar sunt... unii trăiesc într-un sistem în care ei nici nu cred, nici nu înțeleg lucrul acesta. Eu personal mi-am setat gândirea întotdeauna să încerc să fac bine. Când spun bine, nu înseamnă numai decât bani, dar să faci bine. Dacă afli că undeva e un produs ieftin, să spui altora, uite, sau... e un beneficiu. Și mi-aduc aminte, pe mine m-a șocat odată afirmația cuiva... S-a dat o lege să dea o anumită sumă de bani, cineva a făcut deja lucrul acesta, din întâmplare am aflat despre asta și din discuție mi-a spus, bine, eu știam. Și de ce n-ai spus? Ce mi-a spus cineva? Chiar n-am vrut să spun nimănui. Păi, dar dai de la tine. Adică atâta răutate să ai în tine, tu știi că, să spunem, se dă o lege cum au fost, semna pentru copiii care se nasc în 2024, dă statul italian 2000 de euro. Eu tac, eu n-am copii, nu m-a interesat, ce obligație am eu? Știți că sunt oameni care de ciudă nu ți-ar spune? Cum să-i numești pe astfel de oameni? Duhovnicești sau firești? Oameni cu bunătate sau oameni cu răutate? Cum să-i numești? Asta e arta de a face bine, la toți. Pe unii, nu știu, unii nici nu realizează că faci bine, unii se gândesc, a, cine știe ce câștigă de aici? Noi mai suntem așa, îmi place, aveam un grup undeva, un comitet, că sunt păstor și în alte biserici și la un moment dat un frate a spus, fraților, sunt în Trentino, am uite aici, sunt multe mere, sunt și bune și calitate și prețuri și pot aduce câteva lăzi. Câte iau și cui aduc fiecare să-mi spună. E bine, vrei să faci un bine, nu te costă nimic, îi faci un bine. Ai, dar alții zic, ai, cine știe cât câștigă. El nu-l duce capul niciodată, că nu vrea să fac un bine, atât. Ba, fac un bine, pot să fac, da, mașina e goală, fac un bine. Se poate? Ai, nu, cine știe ce e. Imediat bănuiele. Pentru că unii nu sunt setați, pentru ei nu există a face bine, pentru ei devine suspect binele. De ce? Cum adică? Cum să faci un bine? Să te gândești în viața ta.
Îmi plăcea de mic copil, auzisem poezia aceasta de Mostene Botez, când te duci seara la culcare și îți pui o mână sub obraz, să-ți pui un semn de întrebare. Ce bine am făcut eu, oare azi? Un bine. Cu o zi trecută fără fapte în viața ta, e ca un vis. Dar așa trec zilele pe lângă noi, prilejurile, ocaziile pe lângă noi și nu ne gândim niciodată ce bine am făcut eu altora. Să-mi setez viața, gândirea, trăirea, să mă bucur. Eu personal eu așa trăiesc, eu mă bucur. Dacă pot face un bine cuiva, nu mă interesează câștigul meu, desinteresat. Cineva se bucură de un bine, îl pot ajuta cu ceva, cu o informație, cu ceva, cineva să beneficieze, eu mă bucur. Acum, altul dacă o crapă de ciudă, noi nu am ce să-i fac. Adică dacă altul primește ceva sau, nu știu, pot fi atâtea și atâtea beneficii și avantaje de care omul poate avea parte în viață. Ce sunt eu chemat să fac? Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți. Să facem bine la toți. Și acum, a cincea categorie de oameni cărora ar trebui să le facem bine, tot în versetul acesta, și mai ales fraților în credință. Am auzit mentalitatea asta și de asta mă surprinde că în biserică pot să auzi asta, știți? Auzeam pe unii, am eu ceva lucrări, am ceva de făcut acasă, dar nu cu pocăiți, nu, eu pocăiți nu angajez, eu cu pocăiți nu vreau să am treabă, eu chem pe oricine, dar numai pocăiți nu am. Minte bolnavă, cum să-i zic? Citești Biblia, fraților, a citit la fel? Mai ales fraților în credință. Adică dacă pot să fac un bine, dacă îl fac unui musulman, dacă noi cu Beterul ajutăm tot felul de familii, de musulmani, de toate culorile, nu ar trebui cu atât mai mult, sau să spunem, mai ales fraților în credință. De ce să nu facem un bine? Că pe unii chiar îi surprind, dar de ce trebuie să facem, noi trebuie să ne implicăm? Unii nici nu realizează. Ce cauți tu în misiune, ce cauți acolo? Da, te gândești la binele altora. Noi aici o ducem bine, sunt alții care o duc mult, mult, mult mai rău. Și mă bucur să le facem un bine, să-i ajutăm. Pentru unii deja e suspectă treaba asta. Pentru că ei nu gândesc, nu setați pe sistemul ăsta de valori al binelui. Pentru că ei sunt setați pe sistemul de rău. Cum să fac eu rău, cum să duc altul mai rău ca mine. Cam asta e gândirea bolnavă. Cum să fie ca alții să o ducă mai rău? Cum se poate eu să le fac, să pun o piedică, să mi dau un șut celui care a căzut? Asta e gândirea, din păcate, firească. Gândirea duhovnicească este cât aș putea să fac mai mult și mai mult bine. Mai multora și mai multora. Dar mai ales fraților în credință. Adică dacă ajut pe cineva care e din lume, cu atât mai mult să mă bucur când fac un bine unui frate din biserică, unei familii din biserică, să fac un bine cuiva, mai ales fraților în credință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. E o artă să faci bine, adică trebuie să o înveți. Poate, nu știu, nu toți sunt artiști, nu toți fac la fel. Dacă v-aș da un tablou să-l pictați și s-ar strânge aici 500 de tablouri pictate, niciunul nu va semăna cu celălalt, pentru că fiecare are maniera lui. De unii o să te sperii de ce au pictat, alții o să spui, bă, ce frumos, nici nu știam că ai darul ăsta de a picta. La fel e și cu binele. La fel și cu a face binele. Unii te sperii de ce bine le iese pe gură și ce bine le mai iese din mâini sau din ochi sau de nu știu pe unde. Și de alții te surprind cât de generoși sunt, cât de darnici, cât de implicați, cât de amabili sunt, cât de politicoși sunt, cât de respectoși sunt, cât doresc să facă binele. Învățați-vă să faceți binele. Urmăriți bine. Cam asta ne spune Pavel, nu vă înșelați, n-ai cum tu să semeni rău, să semeni răutate, să semeni ură, să semeni ceartă și să te aștepți apoi la binecuvântare, la dragoste, la unitate, la pace. Nu se poate, nu te înșela. Că ce ai pus în inima ta, cum gândești tu, cum e setat tu cu sistemul tău de valori, asta se întoarce asupra ta. Există un bumerang al vieții. Ce faci, ce se va face? Simplu. Nu te gândi că tu faci un rău altuia. Îți face rău ție, răul se întoarce asupra ta, păcatul se întoarce asupra capului tău. Când nu faci bine,
tu singur te primezi. Înțelegeți că în momentul în care ai făcut binele, activezi mecanismul binelui, intri în sistemul de binecuvântare al lui Dumnezeu, tu faci binele, binecuvintezi și intri în sistemul de valori al lui Dumnezeu. Și apoi binecuvântarea săracului venea peste mine, spunea Iov. Umpleam de fericire inima văduvei. Orbului eram ochi, șchiopului eram picior. Și binecuvântările astea veneau peste mine. Normal, dacă totul e pentru mine, nu fac bine nimănui, să muncească alții, să facă alții, lasă că deja are prea mult, lasă că unul nu știu ce are. Și niciodată, sunt oameni care niciodată n-au aflat încă. Deci sunt oameni care n-au descoperit niciodată bucuria de a fi darnic, de a da cuiva ceva. Ei, cu mâna lor, să spună, băi, iau de la mine și dau. Eu nu mi-ajunge nici mie. Obișnuit numai să primească, să primească, să primească. Nici nu-i trece prin cap că el ar trebui să dea ceva vreodată. Nici măcar el nu-i trecut pe lista aceea să ajungă să dea ceva. Nu, pentru că eu nu mă calific. N-am, de unde să dau dacă n-am? Și începe să-ți explice. Și n-are rost să pierzi vremea cu oameni care s-au setat cu n-am. Nu se poate, eu nu pot face bine pentru că. Și s-au scuze. Nu e nevoie de scuze. Însă în această seară e nevoie, înaintea lui Dumnezeu, de evaluare corectă a propriei vieți, a propriului sistem, dacă vreți, de valoare. Haideți să învățăm să facem binele. Arta de a face bine. De a face bine celor căzuți. De a ne face bine nouă, propriului suflet. Ia seama la tine însuți. Arta de a face bine celor care ne slujesc. Arta de a face bine tuturor oamenilor, fără să facem distinție, fără să spunem îi ajutăm numai pe români sau numai pe italieni sau numai pe săraci sau numai pe nu știu care. Arta de a face bine tuturor. Și apoi arta de a face bine, mai ales fraților în credință, adică celor din biserică, să ajutăm, să ne susținem, să ne încurajăm, dacă pot ajuta cu ceva, cu informații, cu ceva, ajut pe cineva, să o facem. Știu o casă undeva, ajut pe cineva, știu un loc de muncă undeva, ajut pe cineva, nu cumva să câștige mai mult ca mine. Stai liniștit, rupe dacă poți anunț. Nu mai vadă nimeni. Sunt și oameni și așa. Am cunoscut. Deci oameni care nu pot suporta că altul să fie binecuvântat lângă el. De aceea, eu cred că Dumnezeu ne cheamă la altceva. Ne cheamă la a face binele. Doamne, ajută-ne!